Peste 50 de ani, din cei 85 împliniți, Pavel Alexandrianu din orașul Cimișlia i-a dedicat școlii. La vârsta de 17 ani și-a început activitatea în calitate de învățător în satul Hârtop, raionul Cimișlia. Apoi a urmat studiile la facultatea pedagogică. Ulterior a fost profesor de matematică, director adjunct și director al școlii numărul 1 din Cimișlia. Semnificativ este faptul că jubileul de 85 de ani l-a marcat în școala unde peste 20 de ani a fost director, iar actualmente este director de onoare a instituției. Să-l felicite pe omagiat au venit colegii de lucru și absolvenții instituției, foști elevi. Printre ei a fost și scriitorul Nicolae Dabija, fost elev al profesorului Pavel Alexandrianu. Tot ce am obținut în viața mea datorez părinților mei și profesorilor mei. Unul dintre cei care a fost un model pentru mine a fost profesorul Pavel Alexandrianu. Și pentru mine, familia Alexandrianu, Vera, Terente, cum îi spuneam noi când eram elevi, și Pavel Verapont, au fost cu adevărat ca niște părinți, au fost profesori extraordinari. Și mă bucur respectul deosebit de care se bucură profesorul nostru ajuns la tânăra vârstă de 85 de ani. Pedagogi și elevi de la Liceul Ion Creangă din Cimișlia i-au oferit omagiatului multe cuvinte de recunoștință, versuri, cântece și urări de sănătate. Viața v-a oferit multe încercări. V-a dat posibilitatea să treceți peste multe obstacole. Astfel, de ziua dumneavoastră, noi vă suntem alături. Vă suntem alături cu sufletul și vă urăm călduros un la mulți ani. Dumnezeu să vă aibă în pază, să vă ofere toate bunătățile vieții și să gustați din ele în preajma oamenilor dragi și iubiți. Sănătate, scump dascăr! Tot timpul cât am lucrat în școala aceasta, domnul Pavel Verapont mi-a fost director, l-am ascultat, am îndeplinit lecții, am făcut concerte, am făcut întreceri, toate m-am simțit într-o atmosferă foarte bună. Și acum îl stimez și îl respect și îl iubim ca pe un director nostru adevărat. Îi doresc sănătate și mulți ani înainte. Și la cei 85 de ani, Pavel Alexandrianu este energic și activ social. Este președintele Consiliului Raional al Veteranilor, iar recent a devenit și autor al unei cărți cu povești gen amintiri din copilărie. Iată-mă, Ioane, cu minciunile tale am rămas fără cei mai buni cai. Cai am venit lângă iazul cel afurisit. Apoi, Ioane, dumneata m-ai rugat să-ți spun o minciună. Eu ți-am îndeplinit dorința și mi-am cătat de treburi. Dumneata, de ce ai crezut-o? Și să nu fie cu supărare, cu coaie. Fiecare trăiește după cum îl duce mintea. Pavel Alexandrianu i-a mulțumit din suflet la toți cei care s-au străduit să fie alături de el la jubileul de 85 de ani. Doamna Prascovie, doamna Claudia Ivanovna, care am lucrat împreună, e că-l văd și pe domnul Pantileiacu, domnul Cornescu, un băiat foarte activ, foarte serios, muncitor, prin muncă a dobândit foarte mult. Mă bucur de asta. Pe cine mai văd eu așa de cunoscuții mei? Doamna Stan, stă acolo ascuns undeva. Pavel Alexandrianu este cetățean de onoare a orașului Cimișlia. Printre cimișlieni, el rămâne întotdeauna profesor de vocație și un model de activitate civică.